Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară l-am invitat în studioul televiziunii naționale Antena 1 pe domnul ministru Daniel Dean. Spun ministru, chiar dacă domnia sa astăzi a fost revocat sau și-a dat demisia, vom afla în această seară, pentru că mi se pare firesc să spun așa. Politicienii de pe malul Dâmboviței au căpătat obiceiuri noi. În momentul în care cineva își dă demisia, cu disperare se agață de acesta să mai lase, să mai aștepte, să mai stea puțin. În momentul în care cineva este pe poziția de a-și da demisia, atunci acel cineva este ca și revocat. Se pare că obiceiurile la noi, nu toate obiceiurile la noi au fost puse în practică sau nu toate obiceiurile au fost inventate. Sunt tare curios, nu știu, vă rog să mă credeți, dacă ministrul Daniel Deanu a fost demis, a fost revocat sau și-a dat demisia. Am în față un comunicat al Guvernului României, nu știu, domnule ministru, dacă aveți cunoștință de acest comunicat. Este un comunicat al purtătorului de cuvânt al Guvernului. Dați-mi voie să-l citesc pentru telespectatori și după aceea... Nu am cunoștință de comunicat. Nu știți acest comunicat. Și după aceea v-aș ruga să-l comentați chiar dumneavoastră. În urma deciziei Partidului Național Liberal de retragere a sprijinului politic față de domnul Daniel Dăianu și ca urmare a repetatelor atenționări ale primului ministru privind deficiențele în managementul Ministerului Finanțelor, mai ales în ce privește debirocratizarea și transformarea Ministerului într-un instrument eficient al promovării reformei, primul ministru, domnul Radu Vasile, a cerut președintelui României, domnul Emil Constantinescu, revocarea domnului Daniel Dăianu din funcție și înlocuirea sa cu domnul Decebal Traian Remeș. Solicitarea a fost acceptată. Primul ministru, domnul Radu Vasile, a remarcat că, în condițiile complexe ale economiei românești, înalta pregătire teoretică a domnului Daniel Dăianu a fost insuficientă în reorganizarea și restructurarea Ministerului Finanțelor. Primul ministru își manifestă încrederea că experiența practică a domnului Decebal Traian Remeș îl va ajuta să îmbunătățească activitatea Ministerului Finanțelor. Reiterăm cu această ocazie poziția exprimată de primul ministru în repetate rânduri, conform căreia înlocuirea domnului Daniel Dăianu nu are nicio legătură cu atitudinea acestuia față de contractul IAR Bell Helicopter. Cum e, domnule ministru? Deci, comunicatul vă nu mă surprinde. Pentru că este notorie deja, nu o fractură. Nu se poate vorbi de fractură de vreme ce eu sunt unul dintre miniștrii care, sigur, în măsura posibilităților, nu am lipsit de la ședințele de cabinet. Deci eu așa mi-am, printre altele, mi-am respectat apartenența la acest cabinet. Am considerat că, sub nicio formă, nu trebuie să las un înlocuitor să mă reprezinte, că ședința cabinetului este cea mai importantă ședință săptămânală a țării. Azi ministrii acolo... au făcut acest lucru și au lăsat înlocuitorii la ședințele cabinetului, la ședințele guvernului Radu Vasile? Nu, da, nu înțeleg la ce vă referiți. Am înțeles că dumneavoastră ați participat la toate ședințele de guvern. Nu la toate, deci atunci când prezența fizică era posibilă, pentru că nu sunt caracterizat de ubicuitate fizică. Să fiu în mai multe locuri în același timp. Deci atunci când nu eram în țară, sigur că nu puteam să particip la ședințele de guvern. Deci, repet, este notorie o anume insatisfacție a domnului Radu Vasile, primul ministru al României, față de dimensiuni ale activității în Ministerul de Finanțe. Sigur, i-am căutat să explic ceea ce consider că se poate face și ceea ce nu se poate face peste noapte, așa cum nu se poate decreta o încetare a corupției și a birocrației în România, este iluzoriu, sunt elegant în exprimare acum, să credem că se poate debirocratiza prin peste noapte un minister. Sigur, nu trec nici în latura cealaltă, adică nu pot să detectez în această solicitare a premierului ca domnul noul ministru, titular al finanțelor, să reușească acest lucru într-un timp record. Însă eu am poate o altă înțelegere
a rădăcinilor birocrației în societatea românească, corupției, și îmi mențin această poziție. Deci, acest comunicat nu mă surprinde. Domnule în ministru. Fond, așa astăzi am spus, de pildă, că lipsa de sprijin politic din partea Partidului Național Liberal dicta, de fapt, plecarea mea, pentru că, cel puțin formal, deci cel puțin formal, eu eram pe grila PNL-ului. Deci, eram asimilat... Un independent pe grila PNL-ului. PNL-ul, dacă vă aducem și iar aici, n-are rost, că, în fond, opinia publică știe. Deci PNL-ul n-a primit cu mare satisfacție numirea mea. Pentru că ar fi dorit ca un membru autentic, cum se spune, al PNL-ului să ocupe... Păi haideți să plecăm de la numirea dumneavoastră, domnule ministru. Cine v-a numit pe dumneavoastră ministru? Atâta vreme cât a spus că PNL-ul n-a fost mulțumit? Deci PNL-ul nu a agreat atunci această numire. Numirea mea a fost, în ultima instanță, făcută de Parlament. Pentru că, în fond, cabinetul trebuie validat. Cineva a propus ceva, deci solicitarea... Se știe că solicitarea a fost formulată de domnul Victor Ciorbea. Deci eu, câteva săptămâni, anumite discuții... mi se sugerase dacă aș fi disponibil pentru un loc în cabinet în decembrie. Da. Și într-o după-amiază, într-o duminică... Erați în străinătate. Eram în străinătate, nu. Deci, într-o duminică, înainte să plec la reuniunea OCD-ului în care s-a discutat raportul privind România, acea discuție a fost pe 2 decembrie, dar în preajma plecării, deci am primit un telefon de la fostul premier. Și după o discuție în care mi-am exprimat și rezervele față de acceptarea funcției de ministru de finanțe, în ultima instanță am acceptat, știind la ce mă angajez, în ce circumstanțe, și tot atunci s-a hotărât solicitarea domnului Ilie Șerbănescu pentru funcția de ministru. A fost cumva impus de către domnul Victor Ciorbea pentru ca fiind ministru al Partidului Național Liberal? Deci, domnule Marius Lucă, eu nu vreau acum să rememorez. Bun. Haideți, este foarte simplu pentru cetățean, pentru că chiar așa a început emisiunea dumneavoastră. Dimineață, ministru, simplu cetățean. Important este să ai onoare. Fie că ești ministru, fie că ești cetățean, să ai onoare. Asta este important. Vă aduc aminte că și atunci era vehiculat numele domnului Remeș. Vă aduceți aminte. Da. Deci, până câteva ore înainte de anunțarea cabinetului. Deci, ceea ce nu s-a întâmplat atunci, s-a întâmplat acum. Deci, lucrurile sunt destul de... au fost vizibile, erau cunoscute în bună măsură. S-a făcut apel la mine. Eu, după multe ezitări, am acceptat portofelul finanțelor și mi-am desfășurat activitatea, deci, aproape 9 luni și jumătate. Am încercat să aduc... câțiva oameni în care am încredere din punct de vedere intelectual și cu ajutorul cărora eu am crezut că putem să schimbăm nu câteva, deci lucruri de bază în Ministerul de Finanțe și în primul rând o gândire a funcționării economiei. Domnule ministru, eu sunt tare curios și cred că și telespectatorii vor să afle care au fost mecanismele sau mecanismul schimbării dumneavoastră. Practic, eu nu știu dacă dumneavoastră... Cum ați fost schimbat dumneavoastră? Domnule Marius Lucă, deci, mi-e greu acum să vă spun ce s-a întâmplat exact în ultimele zile. Eu vă aduc aminte, de pildă, că... Păi nu trebuie să vă fie... Păi nu vă aduc aminte, pentru că eu știu, dumneavoastră, sunt convins că aveți mult mai bine filmul evenimentelor. Da, dar nu eu trebuie să-l am. Telespectatorii trebuie să înțeleagă și oamenii din România cum se schimbă astăzi un ministru. Pentru că, iertați-mă, acest comunicat al purtătorului de cuvânt al Guvernului României a venit acum seara. Acest comunicat trebuia să vină astăzi, înainte de a fi instalat noul ministru. Da. Deci, domnul Tucă, eu iar aduc aminte, deci folosesc, poate în mod plictisitor,
această manieră de a replica la întrebările dumneavoastră, cu mai bine, sau acum o lună, dacă vă aduc, a fost o intervenție a domnului Chintus, președintele Partidului Național Liberal. Da. Care, într-un fel, încerca să contureze totuși relația între mine și PNL. Pentru că în aceste luni au existat numeroase altercații între mine și nu PNL ca entitate politică reprezentativă a României, ci persoane importante dinăuntrul partidului care clamau în favoarea anumitor politici sau care constituiau un soi de portavoce ad hoc. Pentru că de multe ori declarațiile purtătorului de cuvânt oficial al partidului, domnul Paul Păcurariu, nu erau acoperite de celelalte declarații. Și frecvent se spunea că domnul Daniel Dăianu nu practică o politică liberală, că domnul Daniel Dăianu nu a relaxat fiscalitatea în România, că nu este un liberal autentic, că avem de a face cu o politică socialistă. Deci, această insatisfacție putea fi întâlnită, deci, la diverse personagi de vârf, deci proeminente ale partidului. Și eu am avut discuții și cu domnul Chintus, cu domnul Valeriu Stoica, care mi-a fost coleg de cabinet și un om, un vârf al cabinetului, cel puțin pentru faptul că este ministru de stat, este prim vicepreședinte al partidului. Și am căutat să am explicații cu dânsii, pentru că le-am spus, un ministru de finanțe are nevoie de sprijinul partidului, are nevoie de suport politic, așa cum are nevoie de suportul premierului, pentru că un ministru de finanțe nu poate formula și aplica o politică dacă nu are sprijin politic. Mai ales că în România, și datorită algoritmului, dar nu numai, din cauza algoritmului, între ghilimele, datorită algoritmului, ministrul de finanțe nu are brațul nu este suficient de lung. Ministrul de finanțe de multe ori este vizualizat ca un simplu colector de impozite. Nu se înțelege că un ministru de finanțe trebuie să impună o anumită viziune, o anumită filozofie. Că ministrul de finanțe trebuie să aibă un dialog cu ceilalți miniștri economici. Din diverse motive, între care am și enunțat câteva, ministrul de finanțe nu că a fost marginalizat, dar are o anumită poziționare în momentul de față. Sigur că s-ar putea ca venirea domnului Traian Remeș, care este... Are sprijin politic clar, președinte al Comisiei Finanțe Buget, partidul sigur că își vede expulzate din reticențele pe care le-a manifestat față de mine. Ați fost sprijinit vreodată de PNL? Eu vă rog să răspundeți. Dumneavoastră sunteți diplomat în răspuns. Deci, ați fost diplomat în răspunsurile pe care le-ați dat până acum. Lăsați-mă să termin și eu măcar o întrebare. Că vă promit că de acum încolo mă voi preocupa să nu mai terminați nici dumneavoastră, dacă nu mă lăsați să termin măcar una. Vă rog. Ați fost sprijinit de Partidul Național Liberal sau nu ați fost sprijinit? Domnul Tucă, în momente dificile, foarte dificile, de pildă, trecerea bugetului, rectificarea a fost un moment foarte dificil. Și haideți să reamintim, iar folosesc acest verb, o să plictisesc pe toată lumea, că rectificarea s-a bizuit pe tăiere de cheltuieli. Deci nu pe creșteri de taxe, de impozite. Ați fost sprijinit și aceasta, sau nu? Da, da. Deci aceea a fost o politică liberală prin excelență. Și nu pot să spun că Partidul Național Liberal nu m-a sprijinit. Care a fost relația dumneavoastră cu premierul Radu Vasile în aceste 9 luni și jumătate? Deci, cel puțin din punctul meu de vedere, eu pot să spun că am manifestat deschiderea pe care mi-o impunea calitatea de ministru de finanțe. Eu cred că o politică de reformă și funcționarea unui guvern nu pot să aibă succes, politica nu poate să aibă eficacitate dacă această relație este sub o formă sau alta fracturată, dacă această relație nu este autentică în ceea ce privește dialogul. Domnule, din acest punct de vedere, pot să vă spun că
Au fost momente în care am fost deconcertat. Adică? Am fost deconcertat. Dumneavoastră ați stat de vorbă vreodată între patru ori cu primul ministru? Da, am stat. Și ce ați vorbit? Am discutat despre buget, finanțele țării, am discutat despre, în general despre politica economică. Și vi s-a părut că premierul Radu Vasile are ceva cu dumneavoastră? N-aș putea să spun că premierul are ceva cu... Eu vă aduc aminte, premierul Radu Vasile, nenumărate rânduri, a făcut declarații în care spunea domnul Deianu trebuie să, domnul Deianu nu face să. Premierul este vocea cea mai autorizată a unui cabinet. Dar eu nu vreau definiții de la dumneavoastră. Eu vreau să-mi spuneți ceea ce s-a întâmplat și care a fost atitudinea domnului prim-ministru față de dumneavoastră. Deci, domnul Tucă, eu vă aduc, iar, vreau să remarc următorul fapt. Deci, apele s-au învolburat în ceea ce mă privește. Imediat după ce am venit din Statele Unite ale Americii. Deci, a fost un interviu al meu acordat ziarului Adevărul. În legătură cu taxa pe proprietate? Nu, n-a fost. Ideea taxei pe proprietate a fost enunțată pentru prima dată din perspectiva Ministerului de Finanțe de către domnul secretar de stat Valentin Laza. În timp ce eu mă aflam în Statele Unite ale Americii și eu am fost aspru cu Valentin, i-am spus, măi, noi am discutat aici în minister, nu era cazul ca tu acum să faci asemenea declarații, eu nefiind în țară. Deci, interviul acela s-a referit la mai multe lucruri, printre care și la afacerea Bell. A mai fost și un interviu în România Liberă. Când m-am întors din America, premierul mi-a spus că la ședința care urma a cabinetului, printre altele, se intenționa discutarea programului de privatizare și colectarea impozitelor. Pentru a se vedea care sunt bubele bugetului? De ce sunt găuri la buget? Și atunci, pentru prima dată, am avut totuși o nedumerire, pentru că i-am căutat în ședința de guvern să argumentez de ce există o discrepanță mai mare decât cea care era prevăzută în bugetul validat de Parlament, deci între venituri și cheltuieli. Da. Și am explicat evoluția economiei, deci o dinamică minus acesteia. Faptul că, din păcate, o inflație mai mică decât cea programată, oricât ar părea de paradoxal, nu este favorabilă construcției bugetului. Pentru că ceea ce numim cheltuieli nominale rămân la un anume nivel stabilit, în timp ce veniturile sunt mai mici. Bun, și ce s-a întâmplat după asta? Aceste explicații, deși mie mi s-au părut extrem de rezonabile și erau încuvințate de colegii de cabinet, totuși au fost urmate de un comunicat al guvernului care m-a nedumerit, adică era un comunicat care nu menționa sub nicio formă explicațiile mele, ceea ce era corect, așa ar fi trebuit să fie. Dar asta a fost, adică am considerat că modul în care eu înțeleg niște lucruri nu în mod automat se transferă și unor colegi ai mei, și celor care, cu care domnul Radu Vasile colaborează. În orice caz, pot să spun că nu am fost mulțumit de... Adică nu mi-a făcut bine. Vi s-a făcut un reproș în legătură cu declarațiile? Vă dau un exemplu. Poate să fie trivial. Dar sunt convins că a fost remarcat de presă. Deci la venirea domniei sale de la Praga, de la reuniunea CEFTA, s-a făcut o declarație potrivit căreia eu n-aș fi semnat garanții pentru tractorul, pentru credite acordate. Dânsul a fost dezinformat, pentru că fusese acordate, dar nu numai că a făcut o declarație în acel sens, dar a și spus că domnul ministru de finanțe, Daniel Deianu, a comis o gravă eroare. Deci, eu ce vreau să spun prin acest lucru? Eu, în general, sunt foarte atent când fac declarații. Și nu mi-am permis să vorbesc urât despre vreun coleg sau să atac un coleg. Eu așa am înțeles colaborarea înăuntrul cabinetului și în afara cabinetului. Eu am avut și o experiență nefericită în prima perioadă când am fost ministru, deci al doilea cabinet, Victor Ciorbea. Și
Chiar spuneam la un moment dat fostului premier că poate ar fi nevoie să avem 10 porunci pe perete legate de conduita oamenilor care alcătuiesc în cabinet, pentru că, repet, această ședință este cea mai importantă a țării. Și indiferent că ești sau nu de acord cu ceea ce spune colegul, se cuvine să asculți și să înțelegi chiar și un punct de vedere care este diferit. S-a repetat povestea și în cabinetul Radu Vasile? Nu, nu pot să spun așa ceva. Adică, din acest punct de vedere, sigur că au mai fost ridicări de voce, momente delicate, dar din acest punct de vedere eu pot să spun că eu n-am ce să reproșez. M-au deranjat anumite poziții în afara cabinetului. Dar, iar, repet, natura umană este complexă. Failibilă, nu complexă, failibilă. Deci nu neapărat, nu trebuie să cerem unor miniștri să fie super oameni. Le putem cere să fie buni sau foarte buni, dar super oameni. De ce credeți că la finalul acestui comunicat venit de la Guvernul României, Departamentul Purtătorului de Cuvânt și Relațiilor cu Presa, regăsim acest pasaj? Reiterăm cu această ocazie poziția exprimată de primul ministru în repetate rânduri, conform căreia înlocuirea domnului Daniel Deanu nu are nicio legătură cu atitudinea acestuia față de contractul IAR Bell Helicopter. Are sau nu are vreo legătură demisie de revocarea dumneavoastră cu acest contract, căruia v-ați opus cu vehemență și cu constanță? N-a existat declarație în care să nu fi spus că nu sunteți de acord cu acest contract. Deci nu toate declarațiile mele făceau neapărat referire la în momentul în care ați fost întrebat despre asta nu se referă la toate declarațiile dumneavoastră. Așa este. Deci, domnule Tucă, din cel puțin două sau trei motive, este cert că atitudinea mea a provocat insatisfacții. Care sunt cele două, trei motive? Vă dau un exemplu. Nu, eu vreau toate motivele. Vi le spun mai multe. A spus două, trei, da. Spuneți-mi-le pe Haideți toate. Să vă dau de pildă. Deci, strict formal, disciplina cabinetului reclamă ca miniștrii să respecte o hotărâre de guvern. Strict formal. Pentru că asta presupune o solidaritate guvernamentală. Și de fiecare dată când domnul ministru Victor Babiuc, au fost situații frecvente în care mi-a reproșat, deși ne leagă, să spunem, ne leagă mai mult de 15, aproape 20 de ani de când ne cunoaștem, mi-a reproșat atitudinea mea împotriva proiectului. Am căutat să explic următorul lucru. Am tot respectul pentru ideea de solidaritate guvernamentală. Și întotdeauna am pledat pentru solidaritate guvernamentală și cred că ceea ce putem numi conduita mea ca ministru în aceste 9 sau aproape 10 luni cât am funcționat în cabinetul primul, al doilea cabinet Ciorbea și cabinetul Radu Vasile, eu nu cred că mi se poate pune sub semnul întrebării loialitatea față de funcționarea cabinetului în afară de acest moment. Deci momentul Bell Helicopter. Și am și spus de ce. Dincolo că eu am încercat să introduc aici o anume filozofie în semnarea de garanții guvernamentale, pentru că mai există, hai să-i spunem, un scandal între ghilimele. Sunt garanțiile guvernamentale pentru cele două proiecte agricole, unde am refuzat să semnez garanții. Și pot să explic de ce. Am considerat că am o răspundere care îmi dictează acest comportament ce semnifică formal încălcarea solidarității guvernamentale. Și am și spus de ce. Stimați colegi, cel care semnează garanțiile guvernamentale nu sunteți toți. Deci hotărârea de guvern nu echivalează cu absolvirea mea în atunci când semnez garanțiile guvernamentale. Deci acestea nu sunt semnate nici de ministrul culturii, nici de ministrul învățământului, nici de ministrul sănătății, nici de ministrul sportului, nici de premier, nici de președintele țării.
este ministrul de finanțe. Și am și spus, dacă greșesc, istoria oricum mă va judeca. Pentru că nu dă ea nu va împiedica acest proiect. Deci dacă se va dori, într-adevăr, să se facă acest proiect, pentru că poate este bine. Deci eu nu pretind că sunt deținătorul adevărului absolut. Eu sunt un om care am îndoieli, viața m-a învățat să am îndoieli, și ca individ care am făcut cercetare și în continuare fac cercetare, și pentru că eu cred că omul care nu are îndoieli nu este om. Deci dacă se dorește, proiectul se va face. Ce e cel care nu are îndoieli? Omul care nu are îndoieli nu-i gândește și omul care nu gândește nu mai este om. Este un biped, un android care nu are aparat de gândire. Există androizi în guvernul României? Androizi pot să existe printre cetățenii Pământului. Dar în guvernul României există? Pentru că ați dat o definiție interesantă a androidului. Există în guvernul N-am făcut acum referire la cabinet. Nu, eu v-am întrebat dacă există în guvernul României androizi. Deci, în guvernul României sunt oameni care gândesc. Dați-mi un exemplu. Am spus că în guvernul sunt oameni care gândesc. Sunt mulți oameni cu care am relații nu civilizate, deci relații excelente, sunt oameni de care mă leagă chiar prietenie. V-am spus de pildă, uitați, cât este de straniu. Deci pe Victor Babiuc îl cunosc, deci nu l-am cunoscut în perioada după 1989. Îl cunosc de când eu eram la Institutul de Economie Națională, domnia sa era la Institutul de Economie Mondială. Și în continuare, vă pot spune că eu nu-mi pot imagina ca vreodată să ajung și lui Victor Babiuc să nu-i strâng mâna sau... Nu pot, deci în continuare avem aceeași relație. Totuși, în momentul de față am fost pe două aliniamente deosebite. Mai mult decât atât, declarațiile pe care domnul Babiuc le-a făcut în presă împotriva dumneavoastră mi s-au părut destul de dure. Nu arătau deloc faptul că vă cunoașteți de 15-20 de ani. Domnul Pleșu, am relația foarte bună cu domnul Andrei Marga în povida faptului că domnia s-a fost foarte nemulțumită de ceea ce s-a întâmplat la rectificarea bugetului. Dar acestea sunt riscurile meseriei de ministru de finanțe. Domnule și acesta era un motiv, de pildă, de ce solidaritatea guvernamentală nu a putut funcționa în această situație. Deci, încă o dată, și vă spun că nu mi-a fost ușor, pentru că zic că nu sunt un om absurd, că nu sunt un contabil, deși mulți văd un ministru de finanțe, nu în persoana lui Dăianu. Unii ar dori ca ministrul de finanțe să fie un simplu contabil care semnează hârtii și cu asta basta, deci să n-aibă poziții. Și poate că și asta a deranjat. Ce a simțit dumneavoastră atunci când primul ministru a spus că nu este neapărat nevoie să semnați dumneavoastră contractul, documentul, poate să semneze foarte bine un secretar de stat? Eu cred că domnul prim-ministru a fost sfătuit greșit atunci când a făcut o asemenea declarație. Nu puteți să spuneți mai direct că a spus o prostie? Nu, pentru că întotdeauna acord circumstanțe atenuante. Eu nu știu cum a fost formulată acea declarație a premierului. În fond, premierul este înconjurat de o suită de consilieri, se construiește imaginea unui prim-ministru, se lucrează la declarațiile unui premier. Deci, știți, sunt unele declarații pe care le face în fața reporterilor, fără să mai lucreze cineva la ele. Sunt domnul prim-ministru deschide gurița și cuvintele au ieșit, iată declarația preluată de ziariști și pusă în pagini sau în jurnale. Nu știu cine mai are timp să lucreze la declarațiile domnului prim-ministru despre care vorbeam. Deci care a fost sentimentul dumneavoastră când ați fost pur și simplu sărit printr-o simplă declarație? Domnul prim-ministru a spus foarte clar, dacă domnul Dăianu nu vrea să semneze, atunci nu e nicio problemă, va semna un secretar de stat. Răspunsul meu a fost foarte scurt. Un ministru nu este o păpușă. Eu nu am agreat nici ideea, mi s-a sugerat la un moment dat, atunci când vei fi plecat din țară câteva zile într-o misiune, să semneze un secretar de stat. Și am replicat, domnule, dar este un lucru absurd, pentru că atât timp cât sunt în minister, nu fizic, deci în minister, ca ministru, am răspundere pentru tot ceea ce este important, nu pentru angajarea cuiva în minister sau deci.
în acest ciclu al vieții mele, cât voi funcționa ca ministru de finanțe, eu nu mă pot deroba de asemenea răspundere. Plec în străinătate, las pe altcineva să semneze. Deci dacă se ajunge la acest moment al despărțirii apelor și va fi nevoie, asta este. Dar nu mă pot ascunde sub această formulă. Deci, cred sau nu cred? Dacă nu cred, s-ar putea să greșesc în a persista, în a merge până în pânzele albe. Și nici asta nu este o dovadă de înțelepciune. Pentru că nu trebuie să... Nu poți, așa mi se pare corect, nu trebuie să pretinzi a fi cel mai deștept, cel mai pregătit, cel care ai soluțiile în... Da. Domnule ministru, ne vom opri puțin pentru o pauză publicitară. Înainte însă de pauza publicitară, aș vrea să-mi răspundeți prin da sau nu la următoarea întrebare. V-ați dat demisia sau nu? Da sau nu? Nu, am fost revocat. De ce nu v-ați dat demisia? Am fost anunțat azi dimineață de președintele Quintus, președintele Partidului Național Liberal, că într-o ședință a biroului permanent partidul a hotărât să-mi retragă sprijinul politic, iar consecința era automată, pentru că nu văd cum aș fi putut să rămân membru al cabinetului în condițiile în care, fără sprijinul PNL-ului. Bineînțeles, cabinetul nu este format din tehnicieni. Deci nu e un cabinet de tehnocrați. Mai există tehnocrații, mai existau tehnocrați în afară dumneavoastră în acest cabinet? Eu consider pe domnul Andrei Marga, dar fiind un tehnician, deci un tehnocrat, da, un om de mare amvergură intelectuală, domnul profesor Horia Ene, care este un excepțional matematician, deci este un om care nu a făcut politică pentru a fi ministru, nu mai vorbesc de Andrei Pleșu, care este Andrei Pleșu, deci sunt oameni care nu au nevoie să facă politică pentru a avea proeminență publică, pentru a ieși la iveală. Așa cum, de pildă, Ilie Șerbănescu nu mai este ministru, dar are aceeași vizibilitate, aceeași voce în societatea românească. Eu am prețuire pentru asemenea oameni, în primul rând. Oameni care nu au nevoie să facă gălăgie pentru a fi auziți. V-aș ruga, după pauza publicitară, să ajungem totuși la ceea ce v-am întrebat eu în prima secundă a emisiunii. Aș vrea să știu, și cred că și telespectatorii ar dori acest lucru, să știu mecanismul care a dus până la capăt. Așa, cum să zic, dacă se poate din oră în oră. Pentru că eu vă spun, ca gazetar vorbesc, am auzit atâta despre demisia și revocarea dumneavoastră astăzi, încât n-am înțeles nimic, nici măcar până în acest moment. Dar mai întâi publicitatea. În emisiunea din această seară, invitat fostul ministru al finanțelor, Daniel Deanu. Și... Domnul, vă mai dau un motiv care este serios. Deci, chiar de la înscăunare, domnul prim-ministru, domnul Radu Vasile, a avut ca una dintre principalele teze, proclamație către țară, nu pot să spun o proclamație, dar cam așa sună, relaxarea fiscală. La câteva zile, eu sigur, cu respectul care se cuvine, vocii cele mai autorizate a guvernului, încercând să nu lezez mândria domniei sale, și mi-am exprimat rezervele față de posibilitatea ca în acest an să experimentăm, iar între ghilimele, o relaxare fiscală, care, în părerea mea, în pofida a ceea ce spun cei care vorbesc de stimularea ofertei, posibilitatea să mărești baza de impozitare, mi se părea o politică extrem de riscantă. Extrem de riscantă. În același timp, accept iar ca un adevăr simplu că un nou premier are dreptul să-și aplice filozofia economică, dacă o are, propria filozofie economică. Domnul are Radu dreptul... Vasile are această filozofie? Domnul Tucă, deci eu nu... Domnul Radu Vasile oricând poate să invoce faptul că a moștenit un buget, bugetul lăsat de al doilea cabinet Ciorbea, poate să totodată să reclame dreptul, și l-are acesta, de a-și alege colaboratori de frunte, pentru că așa este corect, să aibă acest drept, și poate să spună, de pildă, că domnul Daniel Dăianu nu a fost
ministrul de finanțe ideal pentru domnia sa, pentru că nu a îmbrățișat o serie dintre tezele de bază cu care a venit. Dacă observați, chiar comunicatul Partidului Național Liberal așează la loc, nu știu de câtă cinste, relaxarea fiscală. Ceea ce mie mi s-a imputat. Și anume că nu am practicat o relaxare fiscală. Deși aceasta mi se pare o afirmație mai mult decât hazardată. Pentru că, iar, aduc aminte că noi am procedat la o serie de măsuri. Guvernul, nu Dăian, dar guvernul, atunci când eu făceam parte din guvern, la o serie de măsuri care au ușurat starea sectorului privat în România. Și ceea ce a permis ca impozitul pe profit să scadă în mod dramatic. Tocmai pentru că nu aveam dreptul să periclitez echilibrul macroeconomic, am fost obligat să ne gândim la o nouă scară a TVA-ului, deci taxa pe valoare adăugată, și a mărit accizele. Deci a trebuit să găsim modalități pentru a echilibra bugetul în condițiile în care am încercat să dăm gur de oxigen sectorului privat după anul de pomină 1997, când activitatea economică s-a comprimat cu 6,6% și au fost domenii ale sectorului privat unde au scăzut vânzările cu între 20 și 30%. Deci pentru acei întreprinzători, nu impozitele reprezentau povara cea mare, ci scăderea vânzărilor și, practic, dispariția dânșilor. No, deci vă opresc, acesta a fost un alt motiv. Vă întrerup o secundă, mai aveți și alte motive, bănuiesc? V-am dat două care... Și mai aveți să-mi dați unul. Ne oprim puțin pentru că la telefon se află domnul Ilie Șerbănescu, fost ministru al reformei, coleg de cabinet cu dumneavoastră. Știu că erați într-un fel, v-am avut într-o seară invitați împreună la emisiune și de atunci anunțați perioada neagră, dacă nu catastrofală, prin care va trece economia românească. Aș vrea să-l întreb pe domnul Șerbănescu. Bună seara! Alo! Bună seara, domnul Șerbănescu! Bună seara, domnul Tucă! Bună seara, domnul Deianu! Spuneți-ne, vă rugăm, cum vedeți dumneavoastră schimbarea ministrului Deianu? Mie mi se pare, cel puțin în faza actuală a lucrurilor, mi se pare un lucru care era de așteptat. Pentru că una peste alta, cred că independenții sau, eu știu cum se spun, neînregimentații politic nu prea au ce căuta în actualele formule de guvernare. Și motivul este foarte clar, pentru că independenții, chiar dacă sunt mai răi sau mai buni, oricum au ca preocupare să determine această realocare a resurselor spre eficiență, care înseamnă de fapt reforma, și din acest punct de vedere se lovesc de ceea ce partidele sau de ceea ce partidele consideră principala prioritate în momentul de față, care este împărțeala între ele însele a resurselor economiei naționale. Haideți, de ce să ne ascundem după ce? Aceasta este o realitate. Mai ales să se apropie alegerile și această problemă a împărțirii tainului devine mai acută și nu putem să refuzăm ideea că Ministerul de Finanțe este un fel de placă turnantă. Fără acceptul de la Ministerul de Finanțe este greu să se și producă această cerință pe care o fac partidele din diferite părți și în diferite intensități. Astfel încât cred că, sigur, nu mai era nevoie de un independent tocmai aici. Asta este părerea mea. Am înțeles. Spuneți-ne, nu mai sunteți ministru reformei, nu mai faceți parte din niciun cabinet. Spuneți-ne, în ce moment se află România acum? Momentul este foarte dur, foarte complicat. Și cel mai grav lucru este că această luptă temerară, aș spune, împotriva inflației,
care a avut, a dat niște rezultate, s-a făcut, după părerea mea, cu pe seama sau cu prețul unei îndatorări externe. Adică a crescut foarte grav în acest an deficitul din contul curent extern. Sectorul neperformant al economiei, neputând să mai crească prețurile pe plan intern din cauza constrângerilor monetare, s-a înfruptat, a dat iama în resursele externe. Aceasta explică absurditatea, anomalia scăderii producției și creșterii importurilor în același timp, ceea ce este incongruent. Da. Acum problema aceasta este cum își va onora România această problemă a finanțării deficitului extern în condițiile în care, da, din cauza a întârzierilor așa ziselor reforme structurale, ea a fost penalizată cu retrogradări din partea agențiilor internaționale de rating, cu creșterea riscului de țară, adică de fapt cu scumpirea accesului la bani externi. Domnule Șerbănescu, acestui acces, da. Mai pe înțelesul oamenilor, când o să ne fie și nouă nițel un pic mai bine? În niciun caz, într-o perspectivă apropiată. 2, 3 ani, 4, 5? S-ar putea, domnul Tucă, foarte clar trebuie răspuns la această chestiune. O țară care are un sector neperformant atât de păgubitor și atât de vast și care trăiește bine mersi și care nu îl atinge absolut nimic, pentru că inclusiv această luptă împotriva inflației prin mijloace monetare nu îl atinge. El pur și simplu răspunde la aceste constrângeri monetare neplătindu-și în plus altceva. De aceea este și o iluzie cu ce se vorbește cu colectarea mai bună a impozitelor. Ce să colectez? Pot să oblig Sidex Galați să-și plătească, care este în toate topurile, și la datornicii de la buget, și la datornicii de la bugetul asigurărilor sociale, adică de la pensii. Asta este o decizie politică formidabilă, nu este a Ministerului de Finanțe, indiferent că este domnul Deianu sau domnul Remeș. Nu va putea să îmbunătățească domnul Remeș din acest punct de vedere nimic. Deci, domnule Șerbănescu, da, hai, spuneți-ne ceva de bine. Asta este, dacă acest lucru, acest sector există, el există pe seama a ceva. Și acest ceva, până la urmă, este populația. Nu vom putea trăi bine când avem note de plată de genul acesta. Asta este. Și deci nu pot să spun că va fi mai bine. Nu se poate. Nu. Deci, dacă aș minți. Până la eclipsa de soare din anul viitor, nici vorbă. 99 nici va vorbă, fi eclipsa. Nici vorbă. Nici vorbă. Deci după 2000, da? Când nu vom mai fi copii. Dar nu suntem copii nici acum, domnul Tucă. Cred că nu mai suntem copiii nimănui. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnul Șerbănescu, și îmi pare bine că nu mai sunteți tehnocrat. Nu, vai, tehnocrat am... Sper să fi rămas. Dacă nici dumneavoastră nu mai contați așa, atunci... Chiar bun, nu mai e nicio că șansă. Nu mai sunteți tehnocrat într-un cabinet, într-un guvern. În sensul că... Astăzi nu mai au ce căuta tehnocrații, chiar dumneavoastră a spus la... Nu au ce să facă, n-au, pentru că riscă să nu aibă sprijin politic și să nu reușească să facă nici măcar ceva care este curent posibil. Bun, mulțumim pentru veștile proaste, domnul Șerbănescu, bună seara. Îmi pare rău că au fost proaste, domnul Tucă. Bună seara, la revedere. Și dumneavoastră a spus astăzi în conferința de presă pe care a susținut-o, ultima conferință de presă în calitatea de ministru al finanțelor, a spus că anul 1999 va fi un an foarte, foarte greu și că vom avea de plătit 2,2 miliarde de dolari. Păi, domnule ministru, vă rog să detaliați acest lucru, pentru că din partea guvernanților care au
au un prim plan în momentul în care fac declarații sau au în vizor, în primul rând, vorbele goale și răsuflate, toți spun că va fi mai bine și nițel mai bine sau și așa mai departe. Deci, realitatea pe care dumneavoastră ați înfățișat-o astăzi este dureroasă. 1999 va fi un an foarte greu. Da, va fi un an foarte greu pentru România din două motive. Unul care își are sorginte în funcționarea economiei românești, anume că avem de plată aproximativ 2,2 miliarde de dolari. Au venit la scadență banii. Și doi, dar nu ne-am laudat până ieri că avem cea mai mare rezervă în valută. Deci domnul Tucă, rezerva este foarte bună. Deci este ca o pernă de siguranță. Dar este bine să nu-ți folosești rezerva pentru a-ți plăti ceea ce noi numim partea din principal care vine la scadență și dobânzile. Deci serviciul datoriei publice. O țară este bine să-și consolideze rezervele valutare atunci când acestea arată un declin substanțial, nu este bine pentru țară. Deci se poate provoca o criză de încredere, atât de către populație, cât și de străinătate. Și asta sunt multe, multe cazuri în istoria economică a lumii. Doi, este vorba de ceea ce se întâmplă în economia mondială. Observați și dumneavoastră. Deci, situație cu totul disperate, căderi de guverne, conflicte etnice. Vă rog să nu veniți cu această idee. Nu, eu nu vin. Spun nu, și de ce. Permiteți-mi. Guvernanții de astăzi vor da vina pe dezastrul care se întâmplă astăzi în România pe seama... Nu. Domnul Tucă, dumneavoastră mi-ați cerut să fac o citire realistă a... Da, domnul ministru, deci, dar... Eu nu pot să izolez România. De pildă, pe piețele internaționale de capital, în momentul de față, marja pe care România ar trebui să o plătească pentru o emisiune de obligațiuni s-a triplat. Deci dacă ceea ce noi numim 400 sau 300 de puncte de bază peste Libor, care este cotația, să spunem, la Londra, este pragul peste care se așează ceea ce înseamnă riscul de țară. Acesta s-a triplat în momentul de față și asta nu este atât vina, nu e vina României. Ci în momentul de față am asistat la o schimbare ce dramatică. Și a conducătorilor. Exact, nu. Deci, domnul Tucă, eu observați că nu-mi permit, nu mi-o luați în nume de rău, deci eu nu-mi permit glume atunci când vorbesc despre finanță internațională și despre situația economică a României. Deci, în momentul de față, nu numai România, se confruntă cu o schimbare dramatică a psihologiei investitorului, mai ales investitorii de capital, de portofoliu. Deci vreți să-mi spuneți că pentru dezastru de astăzi al României, dezastru economic, este de vină psihologia investitorului? Nu, eu nu am făcut această afirmație. Permiteți-mi atunci să repet. Vă rog. Deci am spus așa. Pe de o parte, România are de plătit în anul 1999 aproximativ 2,2 miliarde dolari în contul datoriei publice. Da. În plus, accesul pe piețele internaționale de capital, în condițiile în care s-ar intenționa o rostogolire a unei porțiuni din datorie. Asta se numește în literatura de specialitate un rollover. Ca să nu plătim totul deodată, faci o nouă emisiune de obligațiuni cu ajutorul căreia plătești, să spunem, ceea ce a venit la scadență. Să știți anul că am 99... înțeles, cu toate că nu mă pricep. Nu credeți că ar fi mai bună o rostogolire a guvernanților de astăzi? Sigur că o rostogolire a datoriilor, Tucă, a datoriei publice. Domnul Tucă, înseamnă regulile democrației periodic fac ca cei care guvernează o țară să dea seama. Și atunci se schimbă guvernanța. Știți că eu în momentul în care am zis rostogolire, am zis în sensul să se dea de trei ori peste cap și să deci important să fie este mai bun, important este ca până la acel moment în care cetățeanul alege, da, pune votul în urnă, până atunci guvernarea să încerce să facă ceea ce se poate face. Asta este important. Iar eu consider că lucrurile pot fi ținute sub control. În aprilie, mai au fost voci și dinăuntrul arcului guvernamental, dar și din opoziție care vorbeau de un crac financiar în septembrie, octombrie. Vedem că nu s-a întâmplat așa ceva. Deci acestea sunt vorbe nesăbuite și mai ales pot fi calificate astfel,
Atunci când vin de la oameni care au pretenții de a fi finanțiști, de a fi oameni cât de cât cunoscători în ale banului și modul în care acesta circulă prin vinele unei societăți. Deci România nu este într-o situație disperată, este într-o situație foarte dificilă. Sunt țări care în momentul de față au impus moratoriu asupra plăților, țări care de fapt au încetat să mai plătească datoriile către străinătate. Deci România nu este într-o asemenea situație. Însă, România este întârziată cu restructurarea și cu privatizarea, deci noi încercăm să dovedim determinare, decizie în a face restructurare și privatizare când vedem că acest capital fuge din zonele periferice, din economiile în formare, fuge către porturile sigure ale lumii, care sunt țările avansate. Acum ne trezim că vrem să... Sunteți de 9 luni, cel puțin în cabinetul de acum. A făcut acest cabinet reformă, restructurare? Privatizare? Dom'le, tu că se putea face mai mult. Domnul Deși Beanu, și aceasta asta este o declarație... se putea face mai mult știți cum? Se putea face mai domnul mult. Domnul Tucă, nu puteți să spuneți că eu afirmația, nu vreau să spun mea, nimic, că afirmația mea absolvă pe cineva. Deci în momentul în care spun că se putea face mai mult... Eu nu vreau ca mult, dumneavoastră să faceți afirmații prin care să acuzați pe cineva. Eu v-am pus o întrebare. Și întrebarea suna așa, vă mai pun o dată, dacă în data aceea răspuns, spuneți-mi da și trecem la următoarea întrebare. Așa. Credeți că România, în 9 luni, de când sunteți dumneavoastră ministru, acest cabinet a făcut restructurare și privatizare? Sunteți în cabinet, știți puțin, foarte bine ce s-a întâmplat. Puțin, domnul Tucă, puțin. Puțin. De ce, domnul ministru, a făcut puțin? Din mai multe motive. Deci un motiv a fost, de pildă, și criza politică. Deci cine spune că acel eveniment, nu știu dacă pot să-i spun eveniment, dar... A fost română, eveniment, da. Un eveniment destul de mare. Atât a ținut prima pagină a ziarelor. Nu numai prima, dar să ne deci vreo 2 luni de zile chiar s-a negat existența unei crize. Da. Ceea ce era vizibil pentru orice observator. Depinde de unde observi, că dacă ești în deal, observi mai greu deci, în condițiile zilei. Acea criză a durat foarte mult. Și nu este un secret că multe procese au fost înghețate. Noul guvern știm când s-a înscăunat, deci au trebuit să fie reluate programele de restructurare din ce punct de vedere? Acestea trebuiau formulate, deci nu este vorba despre a reorganiza o entitate sau alta. Nu acest lucru înseamnă restructurare. Nu. Deci restructurarea presupune schimbarea de comportament, impunerea de constrângeri bugetare și, de ce nu, trecerea la privatizare. Pentru că această dilemă... Ați pus vreodată aceste probleme într-o ședință a executivului? Domnul Tucă, deci poziția de ministru de finanțe îmi dictează și nu numai cea de ministru de finanțe, pentru că eu nu sunt un om care a fost parașutat pentru că... Am fost parașutat ca ministru de finanțe pentru că s-a apreciat că am cunoștințe economice. Deci întotdeauna mi-am exprimat... Ce școală ați făcut, domnul Deanu? Ar fi bine să știe telespectatorii, eu știu. Nu știu dacă are așa importanță. Deci... Păi a subliniat chiar primul ministru aici în comunicat. În alta pregătire teoretică. Dumneavoastră la practică vrea să spună domnul prim-ministru că stai mai... Este adevărat că mi s-a reproșat și în cabinet... Că sunteți un bun teoretician și atât. Nu, mai că de multe ori atunci când încercam să aduc niște explicații, se spunea să las mai moale cu aceste incursiuni, deși eu întotdeauna am considerat și m-am uitat în ochii unor colegi și simțeam că nu-i plictisesc, adică că aceste explicații sunt utile. Păreau că... și unii plictisiți? Erau unii care păreau plictisiți sau toți se uitau înțelegând ceea ce spuneți? Da. Erau și nu pot să spun că mulți. Deci cei mai mulți... De ce studii ați făcut? Și unde? În afară deci, de Academia de Studii Economice, ani de zile pe care i-am desfășurat în Institutul de Economie Națională, am un doctorat în economie, am studii de cercetare deci, la Universitatea Harvard, am fost și la Școala de Afaceri, The Business School la Harvard, am stagiu de cercetare la Fondul Monetar Internațional, am fost la Colegiul NATO
de la Roma, unde am scris o carte despre Europa, am mai multe cărți de economie, deci nu manuale, cărți de economie. Și vă schimbare... E o diferență între un manual și o carte de economie. Vă schimbare azi dimineață. Să știți că a fi un bun, admițând că este vorba despre Dăianu, deci a fi un teoretician, nu automat și conferă valențe de bun practician, de un bun executiv. Deci sunt așa cum există. Domnul foarte... Domnul ministru, nu, dați-mi voie. Așa este. Cabinetul Radu Vasile, pe cabinetul Radu Vasile îl omoară practica în general, nu e vorba de dumneavoastră neapărat că sunteți... Ascultul. Vedeți că observațiile aduse și de observațiile făcute de comunicatul PNL-ului, ca și de cel provenit de la oficiul, de la cabinetul premierului, ambele arată cu degetul la deficiențe în modul în care eu am încercat să țin în hățuri ministerul sau, da, dimpotrivă, să-i dau... Vom ajunge acolo, chiar dacă mai avem puține minute până la finalul emisiunii. Haideți să ascultăm și un fost ministru al finanțelor, să ne spună și dumnealui, e vorba de domnul Florin Georgescu, opinia despre această schimbare, despre această revocare a dumneavoastră. Bună seara, domnule Georgescu! Bună seara, domnule Tucă, bună seara, domnule Deianu. Bună seara. Spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră, domnule Georgescu, schimbarea domnului Daniel Deianu. În primul rând, mi se pare bizară această încălcare de către actuala putere a propriilor principii autoimpuse, de fapt, și anume acelea de a trece prin comisiile de specialitate ale Parlamentului și prin Parlamentul reunit fiecare numire în guvern. Nu înțeleg care au fost rațiunile pentru care noul ministru nu a trecut prin Parlament pentru a-și expune cu ce vine în plus față de domnul Deianu, ce planuri, ce programe, ce măsuri, ce acțiuni anvizajează a lua în continuare. Ori sunt prea complexe acestea, ori încă nu sunt elaborate și acum se formulează ele într-un anumit program la partid, dar oricum aceasta este o bilă neagră pentru cei care au procedat la această schimbare, la această remaniere, spune eu, mai pe șest, așa cum spune românul, cauzele cred că fiind ușor acuzabile pentru cei care au procedat așa. Pe de altă parte, domnul ministru Deianu, ca tehnocrat și ca un om neangajat politic, deci ca independent față de scena politică românească, a fost de la început, în opinia mea, într-o situație paradoxală, și anume dânsul avea de conciliat, pe de o parte, promisiunile din contractul cu România, din contractul cu omul bun, omul rău al USD-ului, cum se numea, platforma lor, și acestea erau toate de natură a da speranțe pentru o viață imediat mai bună, relaxări fiscale, servicii publice mai bune, dublarea, triplarea salariilor, pensiilor și așa mai departe. Ori principiile profesionale ale domnului Deianu nu-l lăsau pe dumnealui să procedeze la asemenea chestiuni. Pe de altă parte, cred că schimbarea miniștrilor de finanțe în, iată, nici 2 ani, pe 17 noiembrie se împlinesc 2 ani de la câștigarea puterii de către actuala coaliție, pe 6 decembrie s-au instalat, nu, pe 10 decembrie s-au instalat la putere, deci în nici 2 ani s-au schimbat deja 2 miniștri ai finanțelor. Eu vă garantez că dacă această putere stă 4 ani mandatul constituțional, se vor mai schimba cel puțin alți 2 miniștri ai finanței, lor probabil că aceasta fiind o strategie a actualei puteri de dreapta, și anume aceea de a scoate țapii spăciștori miniștrii finanțelor, crezând că în cadrul următoarelor alegeri vor fi măsură politicienii care au prezentat acele promisiuni demagogice 9-6 să spună: domnilor, noi vă promitem din nou, noi am vrut să facem, dar uitați, n-am găsit pe cineva adecvat la finanțe și noi tot i-am schimbat, noi tot i-am rotit și vom continua și în continuare, vom continua să îi rotim, să-i schimbăm, dar mai dați-ne o dată încrederea. Cred că da, aceasta face parte dintr-o strategie. Spuneți-mi ce aveți de reproșat, un singur lucru, cel mai important în opinia noastră, ce aveți de reproșat domnului ministru Deianu? Poate faptul că nu a fost, cum dovedește și în această seară, când este destul de, mă spune, trist pentru situația în care se află, dar eu aș spune că dânsul a scăpat de o povară nemeritată în aceste momente, deci părăsește corabia într-un moment când ea se află în derivă și nu din cauza dumnealui în principal. Deci aș reproșa faptul că nu este mai direct și că nu spune lucrurilor mai pe nume pentru a fi înțelese atât de cei care provoacă anumite crize politice sau guvernamentale, cât și de către marea majoritate a populației.
Se spunea de către premier azi dimineață, într-un anumit interviu, am ascultat la un post de radio, că dânsul ar fi optat între un teoretician în economie și un om cu experiență practică. Mă întreb premierul care a făcut această alegere, în care dintre cele două categorii se regăsește, date fiind antecedentele profesionale ale dumnealui? Păi răspundeți dumneavoastră, ce mai întrebăm pe domnul prim-ministru? Păi, nu știu, dumneavoastră aveți curiculum vitae și vedeți cu ce s-a ocupat dumnealui și cum a fost dumnealui în măsură să măsoare calificarea profesională și abilitățile practice în cele două cazuri. Dar sigur, viața va arăta în continuare cine Bun. A avut... Bun, vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Florin Georgescu. Bună seara! Bună seara! I-aș ruga pe colegii mei să-l caute și pe domnul Viorel Cataramă, unul dintre contestatarii înverșunați ai domnului Daniel Deanu, cel care l-a acuzat în enumărate rânduri pe domnul ministru Daniel Deanu că nu duce o politică liberală la Ministerul Finanțelor. Ce părere aveți de reproșul pe care vi-l face fostul ministru al Finanțelor? Altfel, destul de îngăduitor cu dumneavoastră. Deci, domnul Tucă, eu nu sunt adeptul reproșurilor în public și acum consider că este corect ca să dau sprijinul pe care îl pot da. Pentru ca lucrurile să nu se strice mai mult sau să lucrurile să se amelioreze. Vreau să vă spun că, și nu este un secret, au fost presiuni asupra mea și chiar mi s-a sugerat o demisie, deci imediat după votul din cabinet privind Bell Helicopter. Afacerea Bell. Cine a făcut aceste presiuni? Deci, asta nu importă acest lucru. Vreau altceva. Cum nu importă, domnul ministru? Domnul Tucă, lăsați-mă să continui, da? Păi vă las, dar întâi spuneți deci cine a făcut presiuni. Deci nu contează acest păi lucru. Păi să vă spun de ce contează. Vă spun de ce. Cineva din Ministerul Finanțelor a făcut acum câteva zile o declarație prin care spunea că există senatori, deputați, oameni politici care fac presiuni ca anumite firme să fie scutite de plătirea, de plata impozitelor și taxelor. Și atunci acea, când a fost... acea declarație poate fi extrapolată, pentru că Ministerul de Finanțe se află sub o presiune permanentă. Așa cum miniștrii în cabinet fac presiuni pentru a primi mai mult din bugetul statului. Da. Și asta este o formă de presiune, da? Da. Așa cum parlamentari fac sub diverse forme, ajută întreprinderea cu tare, pentru că întreprinderea se află, să spunem, în districtul pe care constituența pe care o reprezintă. Circumscripția electorală. Sau circumscripția electorală. Așa cum, de pildă, sindicatele fac presiuni. Și sindicatele, ați văzut că sunt multicolore, deci sunt sindicate care prezintă interesele și încearcă să apere interesele unor segmente ale industriei. Deci nici aceasta nu era o noutate. Deci eu știam despre... Bun, spuneți-mi, cine a făcut aceste presiuni și vă acest lucru, nu acest lucru, nu are... Oameni important politici, este, colegi de cabinet, deci, lideri deci de... Intervențiile sunt făcute și de parlamentari, deci de oameni politici. Parlamentarii asta sunt, nu sunt oameni politici. Important este să nu cedezi. Pentru că aceste intervenții care se fac în favoarea unor întreprinderi, pentru scutiri de impozite la importuri, deci taxe la importuri, pentru credite preferențiale. De fapt, nu este surprinzător. Asta este logica funcționării grupurilor de interese într-o societate care își articulează politic, nu? Dorințele. Deci nu este surprinzător. Important este ca Ministerul de Finanțe să reziste. Este foarte greu însă să reziști atunci când, de pildă, algoritmizarea... Domnule ministru, una e că nu e surprinzător și alta e că e ilegal. Deci, domnul, ce se întâmplă dacă se respectă și se cedează la ceea ce spuneți dumneavoastră? Se întâmplă ca în Moldova sau nu știu în care regiune din România, da, în care reprezentanții puterii nu există, aia să falimenteze total. Pentru deci, că nu există Tuga, reprezentanți deci, din zonele Tuga, respective în Parlamentul României. Domnul Tucă, deci aceste intervenții au fost, sunt și vor fi. Important este să nu se cedeze. Iar... atunci cine când doamna Moroșan... că nu s-a cedat, domnule ministru? Aici nu se pot da garanții guvernamentale. Asta ține de conduita fiecăruia. Conduita funcționarului public, conduita secretarului de stat, conduita ministrului de finanțe și chiar conduita unui cabinet. Pentru că anumite decizii se iau la nivel de cabinet. Când doamna Moroșan a venit în Ministerul de Finanțe, am rugat-o să devină o doamnă de fier. Pentru că dânsa se ocupă de acest compartiment. Deci de
colectarea veniturilor. O să dispară deci, cât de curând, doamna de Fior, de care deci, vorbesc dumneavoastră. Domnul Tucă, aceasta a fost dorința mea și doamna Moroșanu nu mi-a dat, pe mine nu m-a dezamăgit. Vreau să spun că declarația domniei sale, care poate unora le-a sugerat o anume naivitate, lipsă de experiență, dar a dovedit tocmai războiul pe care îl duce. Și trebuie și apreciată această declarație, nu trebuie judecată ca fiind un semn de cedare. Nimeni n-a judecat declarației doamnei Moroșanu decât în sens pozitiv. Eu vă întreb, credeți că doamna Moroșanu poate să reziste în fața parlamentarului Cutare, senatorul Cutare, deputatul Cutare? Se poate rezista. Dacă are sprijinul ministrului și mai departe sprijinul cabinetului, se poate rezista. Păi ministrul va fi unul politic, domnule Doianu, începând de mâine sau deci, de astăzi. Și în momentul în care președintele partidului deci, din care face parte ministrul este, de la finanțe... Este posibil și ce spuneți dumneavoastră, dar avem obligația ca să acordăm domnului Remeș. Era interesant dacă era Remus Decebal Traian. Deci suntem obligați ca să-i dăm dreptul de a se verifica ca un ministru mai bun decât am fost eu. Deci, sigur că da. Și este posibil să fie așa ceva. Eu Doamne doresc, ajută să fie deci, mai bun. Îi doresc să fie cel mai bun. Da. Am plecat de la presiunile care s-au făcut. Acum îmi permiteți la dumneavoastră să continui. Și v-aș ruga să reveniți acolo. Haideți să continui. Deci, era vorba de presiunile care s-au făcut asupra dumneavoastră. Domnul Tucă, în momentul în care n-ați fost de acord cu semnarea contractului Bell. Sigur că da. Păi da. În momentul în care s-a spus că un ministru de finanțe, deci nu e necesar ca el să semneze. Eu atunci chiar am interpretat aceasta ca o invitație să plec, pentru că este o formă voalată de a-i spune unui om, domne, nu-i nevoie de dumneata, deci poți să pleci. Și atunci am stat și am chipzuit. Situația era dificilă și este dificilă și acum. Am judecat, dacă plec lăsând culoarul liber, știind foarte bine că în câteva luni, deci era vorba de 2 luni, mă gândeam, vom avea rectificarea bugetului și că am datoria morală să fac această rectificare a bugetului, că nu pot să las lucrurile nefăcute, știind că este foarte greu. Deci am eu dreptul moral să plec. Că în situația bugetului știam că se va îngreuna. Altfel plecați? Și că va trebui. Deci, domnul Tucă, dacă aș fi avut inima în păcat, că nu aș fi acuzat că m-am derobat de această povară, că este o povară, dacă înțelegi funcția publică ca o povară, deci nu ca o... Rectificarea bugetului, nu? Da? Nu rectificarea, semnarea deci funcția publică. Nu mă înțelegeți. Funcția publică în general. Exercitată publică, în ceva da, nume. Da. Și atunci am zis, este datoria mea ca cel puțin rectificarea bugetului să o fac și să ofer garanții minime că situația poate fi ținută sub control. Haideți să ne aducem aminte că au fost articole în ziare care spuneau că Dăianu vrea să folosească afacerea Bell pentru a ieși de pe scenă, pentru că este teamă de situația economică și că consideră că este momentul oportun. Și nu am vrut să folosesc un asemenea prilej, pentru că nu era adevărat. Deci am această datorie. Deci nimeni nu mă va absolvi de răspundere dacă cumva situația bugetului ar fi devenit necontrolabilă. Și am vrut să facem această rectificare. M-am gândit și la bugetul pe 99 și de aceea nu am demisionat, pentru că mi-a dat și ghes de câteva ori să fac acest pas, pentru că nu mi-au convenit anumite lucruri. Da. Și am considerat de pildă chiar acele afirmații că ministrul de finanțe nu spune adevărul. Cu alte cuvinte, ministrul de finanțe este mincinos. Să știți că m-a durut enorm acea declarație, pe care am considerat-o ca fiind neglijentă. Cine a făcut acea declarație? N-are importanță. Cine a făcut? S-a făcut într-un anume context. Un ministru de finanțe nu poate să fie mincinos. Da. El nu are, n-are cum să fie mincinos. Adică... Domnule ministru, haideți să ne oprim puțin pentru o nouă pauză publicitară. Aș vrea după această pauză publicitară să explicați telespectatorilor de ce dumneavoastră v-ați opus semnării contractului Bell cu de acum vestitele elicoptere. Eu, dacă mă întrebați, nu mă pricep foarte tare la elicoptere, nici la ceea ce înseamnă acest contract, însă nu mă pricep un elementar bun simț îmi spune că
prin, nu poți să cumperi de miliarde de dolari elicoptere în momentul în care soldații aproape că n-au ce să mănânce, ca să nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă cu populația. Dar dumneavoastră, cel puțin, știți foarte bine mecanismul financiar al acestui contract și aș vrea să vorbiți din postura celui care a făcut parte din executiv și s-a opus, practic, dumneavoastră, domnul Berceanu și domnul Băsescu au fost singurii miniștri care s-au opus la semnarea acestui contract. Deci v-aș ruga după publicitate să ne explicați pe scurt, concis, de ce ați fost împotriva semnării acestui contract. Publicitate. Daniel Deanu este invitatul din această seară, revocat astăzi din funcția de ministru al finanțelor. Domnule Deanu, vă rog să ne spuneți de ce ați fost împotriva semnării contractului cu contractul Bell. Foarte scurt. Pe mine analiza economică nu m-a convins. Deci, așa cum am declarat și domnului președinte și domnului prim-ministru, deci nu sunt un om absurd. Deci înțeleg rațiuni de securitate națională și înțeleg chiar rațiuni legate de ceea ce poate numită o politică industrială, pentru că se evocă și acest argument de către domniile lor, și anume că astfel se poate învigora un segment cheie al industriei românești, deci de acolo unde tehnologia este foarte înaltă, și că astfel România poate să rămână într-o zonă gen Crenel industrial. Deci eu nu resping asemenea argumente. Pentru că trebuie să fii într-adevăr foarte simplist în gândire. Contabil, cum s-ar spune. Pe de altă parte, însă, am încercat să explic că, după mine, analiza economică care a fost prezentată, cu beneficii, cu reverberații în timp, industria orizontală, antrenarea unor sectoare, nu m-a convins această analiză. Și, fiind ministru de finanțe, eu nu pot să mizez pe ceva care mi se pare, repet, posibil, dar improbabil. Mi-am exprimat aceste rezerve, totodată am argumentat că în pofida faptului că de fapt plățile nu urmează, deci nu sunt în anul 1999, că ele se întind pe o perioadă lungă de timp, ceea ce, și acest lucru e bine să se înțeleagă, că de fapt România nu va plăti 2 miliarde, să spunem, dintr-o dată, deci mâine. Gen glonț. Deci România nu plătește acest glonț mare, să spunem mâine sau poimine, ce există, este o plată eșalonată în timp, însă avem de a face, după calculele mele și ale colaboratorilor mei, adică oamenii cu care am lucrat în aceste lune, deci Lucian Croitoru, Cornel Târhoacă, oameni pe care, pentru că am o mare considerație, Valentin Lazea, de fapt, efortul financiar pentru România s-ar situa între, și aceasta este o estimare foarte conservatoare. Foarte conservatoare. În sensul optimismului. Conservatoare în sensul optimismului. Între 0,3-0,4 din produsul intern brut, deci între 200 și 250 de milioane de dolari pe an. Deci pe ciclul care ar însemna, de fapt, plata acestui proiect. Sigur că se pune problema bine, dar vor fi și efecte interne. Din punct de vedere însă al alocării resurselor, nu contează, ci înseamnă că banii aceștia se duc într-un anume domeniu. Am argumentat și dintr-o altă perspectivă, și anume, din păcate pentru România și pentru țările care nu au potență industrială și nu sunt extrem de performante, nu mai vorbesc că România se află în această fază de metamorfoză, deci tranziția. Nu este exclus ca să avem mari potigneli în a avea acces pe piața internațională de capital și atunci va trebui, am fi nevoit să facem apel la bugetul statului. Deci bugetul armatei să se bizuie pe ceea ce primește de la bugetul statului. Dovadă acum. Deci nu am fost capabil, ceea ce eu am spus cu luni în urmă, neștiind că se va întâmpla, deci nu excludeam să se deterioreze situația pe plan internațional, dar în momentul de față accesul este interzis. Asta se poate întâmpla și în anii următori.
Turcia. Ceea ce va duce la? Ceea ce îngreunează foarte mult alocarea resurselor. Pentru că dacă nu te poți împrumuta să plătești ceva, trebuie să-ți chivernisești ceea ce ai. Deci acest buget de stat trebuie să fie împărțit pentru sănătate. Mergeți mai departe cu raționamentul. Mai departe. Nu? Mai departe. Nu este mai puțin adevărat că se poate considera o anume creștere economică. Ceea ce ar permite, să spunem, suplimentarea, deci creșterea bugetului de stat. Lăsați asta cu creșterea, însă, pentru că și dumneavoastră v-ați bazat pe veniturile din privatizare și până la urmă n-au existat aceste venituri. Eu aduc acum un argument în favoarea celor care sprijină acest proiect. Îl evoc, deci nu-l aduc, îl evoc. Și spun că este foarte puțin probabil ca România să aibă o creștere sistematică, susținută, 10 ani, de acum înainte, 15 ani, într-un ritm de, hai să spunem, 4, între 4 și 6%, care să permite suplimentarea considerabilă a bugetului apărării. Această suplimentare se poate face. Dar aceasta presupune o decizie politică. Deci, practic, să aloci resursele pentru un domeniu în mod preferențial. De altfel, cei care conduc destinele armate în momentul de față chiar vorbesc de nevoia de a trece de la 4.000 de dolari, cât se spune în momentul de față, sunt cheltuieli, 4.000 de dolari pe soldat, la 10.000 de dolari, care ar permite, să spunem, armatei române o înzestrare compatibilă cu ceea ce înseamnă organizația Tratatului Nord-Atlantic. Sigur că ai putea să ai o armată mai mică și atunci automat cheltuielile ar fi mai mari pe soldat. Dar aici este vorba și despre o înzestrare corespunzătoare. Deci acestea sunt rezervele noastre. Noi și eu nu am fost convins ca ministru. Eu s-ar putea să greșesc și pentru că este vorba despre interesul național, decizia nu este a lui Dăianu. Decizia, în ultimă instanță, este a celor care conduc destinul politic al României, în măsura în care această conducere este validată de voința cetățeanului. Deci, acesta au dreptul să angajeze acest contract cei care sunt astăzi la putere, având în vedere că el se va desfășura pe 10 ani de aici înainte? Deci domnul Tucă, sunt proiecte... Puteți să-mi răspundeți prin da sau nu? Într-o societate democratică. Deci asta nu înseamnă nici da, nici nu, asta, într-o societate democratică. Dar nu întotdeauna se poate răspunde prin da și nu. Deci da și nu... Nu, părerea dumneavoastră. Deci, eu vă pot Nu mai răspunde, sunteți ministru acum. Nu, eu vă pot răspunde, deci... Vă rog. Deci această decizie, dacă și are validare democratică, poate fi luată. Dacă și are Bun, pe oameni interesează foarte tare dacă se va ajunge în situația ca ei să suporte cumpărarea, achiziționarea... Ce să alegeți dumneavoastră prin ei? Oamenii. Dacă vor plăti prin taxe și impozite acest contract într-o zi sau alta. Pentru că dumneavoastră spuneați, poate fi blocată ieșirea pe piața externă a împrumuturilor și atunci se dacă va... Dacă României... Mă lăsa să termin. Da. Și atunci se va recurge la banii publici. Da, se poate și așa ceva. Se poate întâmpla și... Păi pe oamenii interesează foarte mult. Bun, domnule, noi murim de foame și cumpărăm aceste elicoptere. Este judecata la nivelul cel mai simplu. Vom plăti într-o zi noi, din buzunarul nostru, din banii noștri, pentru aceste elicoptere, da sau nu? Explicați dumneavoastră specialistul. Deci domnul Tucă, cetățeanul plătește pentru tot. Pentru tot plătește cetățeanul. Întrebarea a fost foarte clară. Va plăti mai mult pentru aceste elicoptere sau va plăti măsura în care plătește și acum pentru altceva? Dacă României nu-i va fi mai bine, domnule Tucă, și admițând că se merge înainte, cu această decizie. Deci dacă România nu îi va fi, sau mult mai bine, deci proiectul va fi costisitor. În mod ce? Da. Înainte de finalul emisiunii, mai avem un calup publicitar, sau impropriu spus calup. Aș vrea să-mi spuneți, pentru că tot n-am reușit, a fost prima întrebare pe care v-am spus-o astăzi, și pentru mine ca ziarist e foarte important să aflu mecanismul schimbării, înlocuirii, revocării unui ministru. În primul rând, e pentru prima dată când se folosește acest termen, revocarea primului ministru. Deci nu ați fost... Revocarea de către primul ministru. Revocarea de către primul ministru a unui ministru. Iertați-mă.
Deci e pentru prima dată, cel puțin nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat altă dată, când se folosește acest termen, revocat. Ministrul Cutare a fost schimbat, ministrul Cutare a fost demis, ministrul Cutare și-a dat demisia, dumneavoastră a fost revocat. Am înțeles că ați avut o discuție cu câteva zile în urmă, nu știu când exact, cu domnul Mircea Ionescu Chintus. Nu, astăzi am avut discuția. Astăzi ați avut-o? Ce ați discutat cu domnul Mircea Ionescu Chintus? Deci eu luni eram în Germania, când înșii au avut, deci partidul a avut întrunirea biroului permanent și m-am întors ieri la orele 4 în minister. Astăzi mi s-a comunicat, orele 4 după amiază. Da. Și astăzi mi s-a comunicat decizia biroului permanent de retragere a sprijinului politic. Eu nu mi-aduc aminte să se mai fi întâmplat în acești ani din urmă. Deci o retragere a sprijinului politic care să atragă automat o asemenea decizie, pentru că deci, pe strict formal nu este ilogic ceea ce s-a întâmplat. Deci partidul care te susține ți-a retras sprijinul, indiferent că cu o lună mai înainte sprijinul era destul de lipsit de echivoc, dar acum a fost retras, invocându-se o serie de considerente. Premierul, în asemenea circumstanțe, pentru care un ministru care nu mai e sprijinit de partidul care îl susținea. Știi ce faceți dumneavoastră? Eu vă spun că dumneavoastră există... Într-adevăr, sunteți foarte bun la teorie. Mie spuneți-mi practic cum s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat, domnule Tucă. Păi stați puțin, v-a chemat domnul Mircea Ionescu Chintus. A dat telefon. Alo, deci, Dăianu, vină până la mine. Deci nu. Domnul Chintus nu m-a chemat. Domnul Chintus mi-a dat un telefon. Păi, exact, și exprimându-și regretul pentru situația creată, m-a informat că partidul mi-a retras sprijinul politic și că s-a și hotărât. V-a spus de ce? Există un comunicat. Este un există un comunicat pe care... Nu v-a spus de ce la telefon? Nici nu era nevoie. Așa? Ceea ce înseamnă că... Deci, pe mine nu m-a surprins această spunându-vă că s-a și hotărât... Că s-a și hotărât cine să fie cel care... Ministrul locul dumneavoastră, da. Bun. Și am fost convocat la Cotroceni. Da. Am avut o discuție cu domnul președinte. Care ce v-a spus? Nu are importanță ce mi s-a spus. Practic mi s-a adus la cunoștință același lucru. Mi s-a spus că la ora 1, deci ora prânzului, va depune jurământul domnul Remeș. Sigur că bun, dumneavoastră nu vreți să spuneți ce a spus domnul președinte. Ce a spus dumneavoastră? Deci domnul președinte mi-a mulțumit pentru ceea ce am făcut. Și-a exprimat regretul pentru ceea ce nu am făcut. Și ceea ce e normal, iar strict, în termen strict formal, este firesc să fie așa. Eu mi-am exprimat un punct de vedere care nu era de același punct de vedere legat de Bel, legat de activitatea Ministerului și, în general, de politica de reformă. După care, sigur că momentul acela a fost... acompaniat de depunerea jurământului de către domnul Remeș. Da. Deci, lucrurile sunt foarte simple. Eu am fost pus în fața unui fapt împlinit. Deci, când m-am întors... De ce n-a spus de la început așa? V-ați întors din străinătate? Deci, dacă astăzi mi s-a dat telefon... Chiar astăzi ați declarat că este o politică... Se duce în România, există o viață politică invizibilă. Este cea de care vorbiți acum. Că dumneavoastră v-ați întors de acolo și ați fost pus în fața faptului împlinit. Aceasta este situația. Păi și nu v-ați enervat la telefon când vi s-a spus că vi s-a retras sprijinul politic? Eu mă enervam, de exemplu. Domnul Tucă, deci... Nu mai există nervi în viața politică românească? Nu mai există nervi în politicianul, în guvernantul român? Domnul Cum așa? Mă întorc din străinătate și dintr-o dată sunt revocat. Deci, domnul Tucă, haideți să fim rezonabili. Ce rezolva Dăianu? Sigur că în sufletul meu și în mintea mea am gândit într-un fel. Și nici nu era cazul să exprim. Pe mine mă interesează ce ați gândit în sufletul și în mintea dumneavoastră. Sau ce s-a întâmplat în sufletul și în mintea dumneavoastră, nu ceea ce îmi spuneți acum, că v-ați sunat domnul Chintus. Alo, bună seara, domnul. Bună ziua. Domnul Dăianu, sunteți revocat. Multe din acuzele care mi-au fost și îmi sunt aduse, le consider injuste. Injuste. Și viața va dovedi că așa este. Nu aveam cum să protestez, pentru că, din punctul de vedere al PNL-ului, eu eram
un intrus, am fost și am rămas un intrus. Dar v-ați asumat asta de la început. Da, păi dar tocmai de aceea nu puteam acum să am un dialog, un dialog cu domnul președinte Quintus, care să depășească anumite limite. Deci nici păi se putea bun, așa ceva. Și cu onoarea cu dumneavoastră cum rămâne? Eu în locul dumneavoastră, cel puțin așa se întâmpla pe vremuri. Da. Aș lua de scris ceva și începe. Eu, Daniel Deanu, fost numit. Nu sunt de acord cu nu știu ce, cu faptul că mi s-a spus că mă, nu știu ce. Nu trebuie să lăsați lucrurile așa. Deci, domnul Tuc. Păi eu vă spun, știți ce se va întâmpla? În fiecare zi se va îngropa ceva din ceea ce înseamnă adevăr sau neadevăr sau așa. Lumea trebuie să știe toate aceste lucruri. Domnul Pentru Tucă, că altfel ne vom întrezi într-o dimineață cu un nou guvern, da. Iertați-mă o secundă, și ne vom întreba unde suntem, fraților. În România, în Singapore, unde suntem? Deci, domnul Tucă, țipând, făcând gălăgie, protestând, nu rezolvi. Nimic lucru din ceea ce v-am spus eu nu se încadrează cu definițiile pe care le-a dat dumneavoastră. Vreau să mai spun un lucru. Deci, până una alta, deci eu am făcut parte dintr-un cabinet politic. Având sprijinul, chiar dacă formal, al PNL-ului. Deci în momentul în care acest partid a retras sprijinul politic, nu aveam ce să fac. Efectiv, nu aveam ce să fac. Domnul, eu pot argumenta... Ministru, știți ce s-a spus în seara asta la ședința țărăniștilor, de exemplu? Un lucru care nu credeam că se va spune vreodată într-o ședință la Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. S-a spus că în ceea ce privește numirea domnului Remeș și deci de revocarea dumneavoastră, s-a revenit la vechea practică de a investi un ministru fără a trece prin Parlament, fapt ilegal. E ilegal sau nu e ilegal? Deci, domnul Tucă. Deci, țărăniștii au zis că a fost o excepție impusă de liberal, cu alți miniștri nu se va mai întâmpla la fel. Deci, domnul Tucă, problema Remeș nu mă privește. Modul în care a fost numit domnul ministru Remeș nu este problema lui Deianu. Opinia publică, ea va judeca, dumneavoastră, deci nu este treaba mea. Important este ca eu să-mi judec cu ochii lucizi ceea ce am făcut, ceea ce nu am făcut. Important este ca în continuare să apăr în ceea ce am crezut și cred și acum de la lucruri care par să fie cu totul și cu totul triviale, de la faptul că nu exista un abonament la un ziar de specialitate străin în tot Ministerul de Finanțe de an, n-a existat niciodată când am venit. Nu exista un aparat Reuters ca să urmărește evoluția obligațiunilor României pe piețele internaționale. Lucruri de necrezut. De necrezut. Și acestea sunt triviale, sunt absolut triviale. Adică, pentru că Deianu vorbește 7 limbi sau 6 limbi străine, de-aia trebuie neapărat să aibă abonat. Nu era vorba de Deianu. Este vorba că acestea sunt lucruri elementare și acestea fac parte din reformă. Și vi le spun pentru că m-am confruntat cu ele, pentru că am căutat să înțeleg, de fapt, care sunt resorturile adânci ale modului în care funcționează acest minister, care nu se poate primeni peste noapte, nu dând 50% din oameni afară. Nu asta va însemna reforma Ministerului de Finanțe. Deci, și în continuare mă voi lupta pentru acest adevăr, pentru și ceea ce a spus Ilie Șerbănescu. Adică trebuie să fim lucizi, nu vociferând, nu țipând, nu împroșcând. Deci, deși sunt... Sigur că am o mare insatisfacție. Eu am și am o mare... cerut decât să spuneți adevărul despre ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă acolo. Nu v-am zis nici să strigați, nici să zbirați, nici să împroșcați. Domnul Marius Tucă, în momentul în care se spune de pildă că având în vedere situația financiară internațională și pericolele, chiar așa, comunicatul care a venit și de președinție, că Această mutare este dictată de starea economiei. Domnule ministru, pe mine mă interesează scandalul în măsura în care el aduce adevărul la suprafață. Trăim într-o lume în care, dintr-o dată, se pune o oglindă în fața noastră, noi nu putem să privim dincolo și din partea cealaltă suntem priviți cu atenție, chiar la microscop. În momentul în care se face o schimbare de felul de care ați avut parte dumneavoastră, nimeni nu mai înțelege nimic în societatea românească. Toată lumea știe că președintele putea să spună nu, chiar dacă Partidul Național Liberal a hotărât
să vă schimbe, să vă retragă sprijinul politic. Nu s-a întâmplat asta. Iertați-mă, n-ați vorbit nimic despre acest lucru. Toată lumea știe că primul ministru putea să spună nu, chiar dacă Partidul Național Liberal va retra sprijinul politic. Toată lumea știe că dacă primul ministru a cerut schimbarea dumneavoastră, Partidul Național Liberal, pentru că face parte dintr-o coaliție, putea să spună nu. Nu s-a întâmplat nimic din toate astea și mie mi se pare că domnul mecanismul Ducă, democrației pe care îl ridicăm de atâta vreme în slăvi se duce dracului. Domnul Ducă, ce ați vrea? Ați vrea ca să auziți de la mine că dacă dumneavoastră nu mă vreți, eu vă vreau? Deci de aia nu va spune niciodată așa ceva. Până una alta, această democrație noastră, care funcționează cum funcționează, cu viciile mari, dar avem un proces democratic și faptul că am această discuție cu dumneavoastră acum. Și faptul că există alegeri. Discuțiile astea sunt cele mai înjurate. Deci, talk-show-urile sunt cele mai înjurate de politicieni. PNL-ul, cum spuneți dumneavoastră, mi-a retras sprijinul. Premierul a încuvințat această retragere de sprijin. Președintele a consfințit-o. Deci, dacă domniile lor nu mă vor, cum poate Dăianu să spună, dar știți că eu vă vreau și vreau să rămân ministru de finanțe? Deci nu se poate așa eu ceva. Dacă aceasta este realitatea, ce sens are ca eu să mă... Nu, realitatea este că mimăm democrația și că de fapt există pârghiile nevăzute pentru marele public cu care se fac toate jocurile. Și în spatele acestor pârghii, de fapt, stau interesele celor care sunt la putere. Democrația este doar de fațadă. Regulile democratice sunt la fel de fațadă. E de ajuns ca cineva să tragă de o frânghie să se rezolve problema. Nu neapărat să se respecte legea. Bun, urmărim publicitatea și după aceea vă rog, mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră și vă rog să vă gândiți să spuneți ce aveți de gând să faceți de aici înainte, unde veți lucra. Publicitate. Prima întrebare pentru domnul Dăianu, invitatul în această seară, proaspăt revocat din funcția de ministru al finanțelor. Am înțeles că guvernatorul Băncii Naționale, domnul Mugrisărescu, v-a oferit un post în bancă. Veți accepta această ofertă sau ce veți face? Deci, am mai multe posibilități. Și chiar și în discuția cu domnul președinte și au fost evocate, deci, printre altele, întoarcerea mea la Banca Națională. Ați fost economist șef. Și într-o funcție de conducere. Chiar mi s-a oferit, deci, funcție de viceguvernator. Sau să continui să ajut guvernul într-o postură de negociator cu Banca Mondială. N-am declinat niciuna dintre aceste oferte. Am cerut un timp pentru a medita, pentru că am nevoie. Deși este nefiresc cum să negociez cu Banca Mondială. Principalul negociator în relațiile cu Banca Mondială este ministrul de finanțe. Deci cum să negociez eu când altcineva este ministrul de finanțe? Acestea sunt formule foarte strane. I-am mulțumit domnului președinte, așa cum se cade, pentru faptul că s-a gândit la soarta mea. Rămâne ca eu să mă ocup de soarta mea. Da. Și de modul în care mă voi ocupa de soarta mea, mă voi ocupa și de onoarea mea. Asta în mod sigur. Deci oricum am nevoie de un moment, de o perioadă de... Da. Eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea în această seară și vă doresc succes în activitatea pe care o să o aveți de aici înainte. Îmi cer scuze față de telespectatorii pentru că n-am reușit să intru în legătură cu ei în această seară și ei n-au reușit să pună întrebări invitatului meu. Îmi cer scuze încă o dată și sper ca începând de mâine seară încolo să există un dialog într-adevăr cu cei care privesc emisiunea și cei care vor să pună întrebări. Mâine seară din nou la 19:30. Până atunci, la revedere! Să nu vă ridicați că mai intrăm o dată pe final.